Continuăm previziunile astrale pentru Miercuri. Balanță. Simți piedicile pe care ți le impune familia, dar și pe cele pe care chiar tu le-ai stabilit cu apropiații. Se impune o renegociere cu o respingere generală. Scorpion. Se poate schimba ceva în situația ta profesională ca urmare a unei decizii luate de tine sau de un superior. Este important cum vei explica ce dorești. Săgetător. Ai putea fi atras de gândul că numai o nouă relație sentimentală te poate mulțumi, dar este o capcană periculoasă să abandonezi un proiect în derulare. Capricorn. Situația din familie se modifică după voința uneia dintre apropiații tăi. Poate că te-a consultat deja dacă ai avut disponibilitatea pentru dialog. Vărsător. Ești dispus să asculți acum ceea ce un apropiat spunea fără să-i ceri tu părerea. Problema e că acel om nu mai e în aceeași dispoziție generoasă. Pești. Te interesează în mod special evoluția situației financiare, dar acest interes deosebit poate duce la exagerări de tot felul, care nu-ți aduc nimic bun. Acestea au fost previziunile astrale pentru Miercuri. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!